Da, slavă Domnului că încă nu e polei pe jos, încă zic, că nici nu știm dacă îl vedem anul ăsta. Slavă Domnului că în țară se circulă cât de cât bine, nu mai vedem ca de obicei în luna ianuarie niște cozi interminabile, oameni care îngheață de fric pe șosele. Dar cu toate astea, e bine să ne organizăm de la începutul anului și să vedem ce facem cu noi, cei care adesea îmbâxim drumurile cu comportamentul nostru de șoferi sau, de ce nu, pietoni. De curând am văzut pe toate televiziunile, inclusiv pe Antele, o campanie interesantă. Domnul Titi Aur, care ne tot arată și ne învață cum să scăpăm de belele pe șosele, s-a implicat într-o campanie foarte interesantă. Este vorba despre cedarea volanului atunci când ai servit ceva cu o ocazie sau, de ce nu, poate fără ocazie. Să vedem ce face domnul Titi Aur în acest spot, dar mai ales despre ce campanie este vorba. L-am chemat alături de noi pe specialist, domnul comisar șef Costin Tătuc. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Dacă până și Titi Aur, care este pilot profesionist și poate cel mai cunoscut șofer dintre români, a zis că dă volanul mai departe, metaforic în spot, el chiar îl dă mai departe, înseamnă că undeva e o problemă. Da, așa este. În special în perioada sărbătorilor există tendința de a conduce autovehicule după ce s-au consumat băuturi alcoolice, motiv pentru care, iată, este al patrulea an consecutiv în care colaborăm atât cu Asociația Berarii României, cât și cu Consiliul Național al Audiovizualului și cu sprijinul lui Titi Aur am reușit să punem la punct această campanie, arătând faptul că, până la urmă, atunci când ai consumat băuturi alcoolice, este bine să lași pe altcineva să conducă și nu să îți descoperi, dacă pot spune așa, capacitățile de pilot. Pentru că, din păcate, există asemenea conducători de vehicule care, sub influența alcoolului, încearcă să-și forțeze limitele. La televizor vedem o metaforă. Oameni frumoși, Nea Titi Aur, care este foarte carismatic, dă volanul mai departe. Mulți ar zice e poezie. Bun. În spatele acestei poezii sau în spatele metaforei există realitatea. Cifrele vorbesc de la sine și, atenție, nu înseamnă că dacă beau două beri o să fac accident, dar cu siguranță îmi înmulțesc șansele de a-l face. Așa este. Vedeți dumneavoastră, efectele alcoolului asupra organismului uman au o influență negativă și asupra capacității de a conduce, pentru că alcoolul alterează reflexele, alcoolul diminuează din percepția vizuală, din percepția auditivă, dar duce de asemenea la ceea ce înseamnă interpretarea greșită a vitezelor și a distanțelor. Iată de ce alcoolul este de fapt o cauză concurentă în producerea accidentelor de circulație, pe fondul consumului de alcool fiind săvârșite multe alte abateri deosebit de grave, cum ar fi depășiri neregulamentare, spuneam că nu mai apreciez corect distanța și viteza, cum ar fi de asemenea neacordări de prioritate sau și mai grav, percepția greșită a vitezei și atunci ai senzația că mergi destul de încet și vrei să accelerezi. Există atâtea metode acum, există firme specializate, mai ales în orașele mari, care îți preiau mașina și pentru o sumă destul de mică, aș putea spune, mă rog, față de ce pagube ai putea face, îți preiau mașina, ți-o duc acasă, te duc și pe tine cu mașină cu tot, există taxi. Există prieteni care nu beau, există neveste, de ce nu? Atâția soți zic, băi, a luat nevastă la caretul, sunt foarte fericit. De ce? Pentru că pot să beau în sfârșit. Există atâtea metode și cu toate astea încă nu ne prindem. Dar, pe lângă șoferii care, urcând băuți la volan, și nu vorbesc aici de cei care nu pot vorbi atât de beți, și cei care au ciupit un pic de alcool și deja nu mai văd atât de limpede, nu mai frânează atât de repede cum o făceau atunci când erau treji, eu nu știam că atât de mulți pietoni sunt de vină în foarte multe accidente grave. De multe ori și ei piliți sau beți. Da, așa este. Vedeți, noastră jumătate, aproape jumătate dintre cei care au cauzat accidente de circulație pe fondul consumului de alcool sunt de fapt pietoni. Deci jumătate ar fi conducători de vehicule și mă refer aici la automobiliști și nu numai, conducători chiar de motociclete sau chiar bicicliști sub influența alcoolului. Dar iată, avem și pietoni care, aflându-se sub influența alcoolului, ignoră regulile de circulație. Nu de puține ori întâlnim situații în care se traversează neregulamentar, unii chiar rămân pe partea carosabilă, din păcate. Au fost și asemenea situații în care am avut pietoni care, din cauza consumului excesiv de alcool, au adormit pe partea carosabilă. Și iată, vedeți, există până la urmă o aplicabilitate generală a conceptului alcoolul dăunează grav siguranței rutiere. Deci și pietonul, nu am știut că pietonii pot provoca atât de multe pagube,
consumând mult alcool. Pe final de discuție, vreau neapărat să știu dacă încă se reglează la celebrul cod rutier și, ca o paranteză, n-am mai auzit de mult, atât de mulți oameni în jurul meu, vorbind de bine de noile idei din codul rutier. Pe model, lasă că e bine așa, așa le trebuie, lasă să-i usture. Slavă Domnului că însuși am ajuns la un consens și vrem să se umble. Vreau să știu, se mai reglează la codul rutier? Da, în momentul de față, propunerile de modificare a legislației rutiere se află pe masa comisiilor de specialitate din Parlamentul României. Sperăm ca, de îndată ce lucrările vor fi reluate în plen, să avem și măsurile adoptate deja, pentru că, așa cum spuneam, s-au făcut deja o sumedenie de amendamente, da. Și noi sperăm ca în primăvara aceasta să beneficiem de modificări deja adoptate și să le punem în practică. Mulțumim tare mult! Sigur, polițistul vine îmbrăcat frumos, își pune chipiu atunci când vine să ne întrebe de acte, dar pe bune, în spate să știți că există povești cu oameni răniți foarte grav și accidente foarte grave. E bine să vedem în spatele uniformei și povestea asta și să nu ne supărăm când ne apucă filtrul pe DN1 să zicem că sâmbătă la ora 2 asta faceți voi. Supărarea noastră nu întotdeauna se verifică. Flavia este pregătită.